La Chișinău a avut loc premiera unicului film artistic din Moldova, care cu 25 de ani în urmă a fost nominalizat la Cannes, dar despre care Moldova nu știe aproape nimic. Nefiind în producție niciun film în România în acea perioadă, Valeriu Jereghi a avut marea onoare să lucreze cu cea mai bună echipă română de film. Emoții foarte mari, eu de parcă nu m-am dispărțit de acest film 25 de ani, mi-a lipsit foarte mult, o viață întreagă mi-a lipsit, fiindcă este probabil tot cel mai bun film al meu și dispariția lui pentru mine a fost o rană sufletească foarte mare. Astăzi, iată, datorită cineciului francez și Arhivei Naționale de Film din Franța, iată, avem aici filmul și va fi digitalizat, retors acasă și astăzi este prima premieră al acestui film. Un accident a făcut ca filmul să fie distrus, iar unica copie a filmului a fost găsită la Arhiva Națională de Film din Franța, care, împreună cu CNC Franța, a restaurat-o și recent a repatriat-o în Republica Moldova. Uniunea Cineaștilor a susținut, susține și va susține de acum înainte toate evenimentele cinematografice de acest gen. Mă bucur foarte mult să văd atât de mulți dornici de a intra în sala de cinema și de a vedea o nouă producție autohtonă. Pentru noi și pentru orice cineast, vă garantez că punctul culminant este atunci când pornește proiecția și sala este plină și lumea așteaptă să vadă filmul. De asta muncim, de asta încercăm să depunem maxim efort pentru a realiza filme, pentru a ajunge pe marele ecran. Pelicula povestește de perioada războiului din Transnistria și o are în rolul principal pe actrița româncă Maria Ploaie. Aceasta împreună cu un copil încearcă să supraviețuiască perioadei complicate. Îmi pare bine că s-a găsit, a fost salvat și a apărut în țară. Și aceeași părere a rămas. Că atunci am înțeles, am vorbit atunci cu Valeriu și vrea despre ce. Nu s-a mechit, filmul nu-i vechi. Sunt lucrări care știți acum se uită. Comediile trăiesc veșnic, adică comediile, care fac dispoziție, dar așa lucrări ca o pictură, care e veșnică, înțelegi? Dacă ea îți place, ea îți place toată viața și la viitoare generație. Puține cuvinte, puțin dialog, dar imaginea vorbește, actorii vorbesc jucând. Asta e foarte greu pentru un actor, când el n-are ce spune. Timp de o oră și jumătate a fost derulat filmul, timp în care spectatorii au reușit să rămână impresionați de cele văzute. Publicul prezent a avut doar cuvinte de laudă către regizor și către actorii filmului. E un film așa parabolă, alegorie, despre un sfârșit de lume, o lume care se încheie, așa și cei doi care supraviețuiesc cumva caută să refacă lumea care a fost și să înceapă o viață nouă. Și sigur, e un film post-apocaliptic unde de fapt ni se arată că viața poate fi reluată, poate fi începută din nou și poate fi continuată și nimic nu o poate opri, orice s-ar întâmpla. Mi se pare în primul rând foarte îmbucurător faptul că s-a reîntors filmul acasă după 25 de ani de când a dispărut și cred că este momentul potrivit pentru a ne reîntoarce cumva la cinematografia autohtonă și a arăta publicului că avem artiști acasă, avem cineaști care fac lucruri frumoase și care merită să fie proiectate în ecrane și ca cât mai multă lume să le vadă. Mi-a plăcut filmul, de ce? E interesant, ceva nou pentru mine. De așa fel filme n-am mai văzut. Și va fi, este cel de-al 11-lea film regizat de Valeriu Jereghi și este singura peliculă din istoria țării noastre care a fost proiectată în cadrul festivalului de la Cannes.